Prima duminică din postul adormirii Maicii Domnului este în fiecare an ziua de întâlnire a fiilor satului Spermezeu din județul Bistrița-Năsăud. Astăzi, cu mic, cu mare, credincioșii au îmbrăcat costumul național și au ieșit în întâmpinarea a doi ierarhei bisericii noastre, Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, și Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, născut și el în localitatea de la poalele munților Țibleș. De la Roncul Salmi am venit cu un colac mândru pregătit. Colamândru și frumos ca și fața lui Hristos. Colamândru și gătat ca și fața cui l-o dat. De mânuța mea lucrat că din spic, mândru curat. Cler și credincioși au mers în procesiune de la casa părintească a Preasfințitului Părinte Macarie până la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, acolo unde a fost oficiată Sfânta Liturghie. Răspunsurile au fost date de membrii ai grupului Psaltic Teologos, iar la momentul chinonicului, grupul coral al parohiei Spermezeu a interpretat pricesne. Am răspuns cu bucurie invitației Preasfințitului Părinte Macarie al Europei de Nord, frate al nostru într-o slujire, ca să fim părtași la bucurie acestei localități, acestei comunități din zona Năsăudului, din Spermezeu, la poalele Țibleșului. În 58 a început construcția acestei biserici, deci are peste 66 de ani, este impresionant cum în timpul comunismului credincioșii au reușit să treacă peste interdicția de a-și înălța biserici și și-au asumat din iubire față de Dumnezeu, de neam, de țară, să construiască casa lui Dumnezeu și să se bucure de comuniunea în liturghie și împreună cu păstorii de suflete. Astăzi suntem împreună de la sărbătorirea hramului de vară pe care a instituit-o Preasfințitul Părinte Macarie. Suntem într-o localitate care are rădăcini profund creștine. Sigur, și de aici, ca și din tot Ardealul, din toată România, sunt mulți fii și fiice plecați în străinătate la muncă pentru un trai mai bun, dar nu-și uită rădăcinile. Ne impresionează portul, ne impresionează graiul, ne impresionează tradiția. Preasfințitul Macarie s-a și ocupat de folclorul din zonă și de folclor în general. Mulțumim autorităților locale pentru întâmpinare și tuturor pentru această frumoasă lucrare sfântă și îl rugăm pe Dumnezeu să-l țină sănătos pe Preasfințitul Macarie, iată, la cei 47 de ani de viață și 16 ani de slujire arhierească, cu o râvnă unică, deosebită și sporită. Ne bucurăm cu bucurie mare că și anul acesta a tot milostivul Dumnezeu a rânduit să ne adunăm împreună aici la obârșii. Ne bucurăm că l-avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Iustin. Ne-am dorit cu toții să vină și la Spermezeu, cu toate că l-am întâlnit la alte slujiri euharistice, însă ni l-am dorit foarte mult ca să vină și să ne binecuvânteze și să ne dea cuvânt cu putere multă. Și așa cum au spus copiii care l-au întâmpinat cu pâine și cu sare și cu flori, bine ați venit, Preasfinția voastră, și bine ați descălecat din țara Maramureșului. Așadar, ne bucurăm împreună cu Preasfinția sa, ne bucurăm împreună cu frații preoți și diaconi care s-au adunat de pretutindeni, mulți dintre ei fiind chiar fii ai satului, și foarte mulți pelerini din țară și chiar din Scandinavia, însoțiți de credincioși, au venit cu mare bucurie să se umple de Hristos la această slujire euharistică de la începutul postului Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, căreia ne încredințăm să ne acopere și să ne păzească neîncetat sub acoperământul ei alinător și tămăduitor. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie i-a oferit Preasfințitului Părinte Iustin Crucea Nordului și Engolpionul Arhieresc. Ierarhul oaspete a dăruit la rândul său Ordinul Iustinian Arhiepiscopul Părintelui Paroh Simeon Buta, fostului paroh Părintele Teodor Mureșan, dar și tatălui Preasfințitului Părinte Episcop Macarie. Comunitatea a sărbătorit astăzi și împlinirea a 55 de ani de la târnosirea Bisericii Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril.
Am slujit într-un sobor impresionant de preoți și diacon, popor mult, popor binecredincios, au fost prezenți tinerii parohiei, au fost prezenți credincioși din țara Maramureșului, din țara Bucovinei, oaspeți din străinătate și a fost într-adevăr o bucurie deosebită pentru noi. Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a mai oferit distincția Crucea Nordului Opincăresei Floarea Cosmi din Runcu Salvei. La finalul sărbătorii, ierarhii și credincioșii au cântat priceasna O Maicuță Sfântă.